fost amânată prima ședință de judecată în dosarul privind întocmirea, deținerea și folosirea unui document oficial fals, în care figurează fostul șef de stat Igor Dodon, soția acestuia și un medic de familie. S-a întâmplat din motiv că avocatul Galinei Dodon nu s-a prezentat în sala de judecată, în schimb apărătorul a înaintat o cerere prin care a comunicat că are o altă ședință, iar ca urmare, pentru a nu încălca dreptul la apărare, magistrații au decis să amâne ședința. Potrivit procurorilor, cei trei, soții Dodon și medicul de familie, sunt acuzați de întocmirea, deținerea și folosirea unui document oficial fals. Este vorba despre un certificat medical prezentat în instanță, în baza căruia Dodon solicita permisiunea judecătorilor de a pleca peste hotare pentru ca fiul său să urmeze un tratament post-COVID, în timp ce avea interdicția de a părăsi țara. Același document fals și în același scop a fost prezentat la Procuratura Anticorupție și de soția sa, Galina, asupra căreia la fel este aplicată o măsură preventivă. Fostul șef de stat respinge acuzațiile aduse de procurori. Eu cu soție nu ne ascundem. Am venit în coace. Pe mine și soție mă duc aici în instanță, sub învinuire, pentru un certificat medical, care nu este un document, este o recomandare. Procurorii au însă altă versiune. Potrivit acuzatorilor, în cadrul anchetei s-a depistat că certificatul pe care Dodon îl numește recomandare conținea date eronate. Numiții, la momentul actual, se inculpează în săvârșirea infracțiunii de confecționare, deținere și folosire documente oficiale false care acordă drepturi sau liberează de obligații. Ședința de judecată a fost întreruptă și stabilitoartă dată. Unul din apărători a înaintat o cerere prin care a comunicat că este imposibilitatea de a se prezenta în ședința de judecată. Dosarul privind întocmirea, deținerea și folosirea unui document oficial fals a fost expediat în instanță la sfârșitul lunii martie. Potrivit legii, dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă o amendă de până la 47.000 de lei, până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau 5 ani de închisoare.